Marți seară, în zona comunei Ciurea, trei persoane au fost călcate de trenul accelerat București-Iași. Echipajele poliției ISU și SMURD Iași au constatat la fața locului faptul că o femeie și un bărbat au murit. A treia victimă, o femeie de aproximativ 40 de ani, găsită în stare de inconștiență, a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Aseară, în jurul orelor 22:40, am fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de către mecanicul unui tren ce se deplasa pe ruta București-Iași cu privire la faptul că pe raza localității Ciurea ar fi surprins și accidentat un număr de 3 persoane care s-ar fi deplasat pe calea ferată. În urma impactului a rezultat decesul a 2 persoane, respectiv un bărbat în vârstă de 41 de ani și o tânără în vârstă de 19 ani, precum și rănirea gravă a unei femei în vârstă de 34 de ani. Mecanicul de tren a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă, cercetările continuând în vederea stabilirii cu exactitate a întregii situații de fapt. Femeia, care a supraviețuit, se află internată în clinica de terapie intensivă a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, prognosticul medicilor fiind rezervat.